Partidul Social-Democrat forțează nota și cere majorarea pensiilor, cu toate că nu se știe încă exact dacă bugetul statului, deja destabilizat, va suporta un astfel de efort financiar. Ce se știe însă exact este că urmează un an electoral, iar creșterea pensiilor ar cântări mult în ochii românilor. Astfel că, în urma unor discuții ample și aprinse în guvern, noua lege a pensiilor merge în Parlament spre dezbatere și aprobare. Parlamentarii liberali au cerut soluții pentru că anul viitor să nu se ajungă la majorarea taxelor și impozitelor, taxe din care s-ar acoperi gaura creată în buget prin majorarea pensiilor de la 1 ianuarie. Doamna din imagine are o pensie derizorie după aproape 30 de ani de muncă în comerț. De la 1 ianuarie 2024, punctul de pensie se va majora însă cu 13,8%, fapt care i-ar mai adăuga câțiva bănuți la pensia de 1400 de lei. Ar fi foarte necesar. Medicamentele costă foarte mult. Sunt bolnavă, am fost la fizioterapie. În aceea situație se află milioane de români. Se poate, având în vedere situația actuală? Ei știu mai bine, guvernați. Și ne dau și nu ne dau. Ei știu mai bine, ce să vă zic eu. Având în vedere că situația din punct de vedere economic în România este destul de complicată. Este, da, este. Având în vedere situația actuală economică a României, credeți că ar fi posibil? Adică... Păi, cred că da. Nu ar implica ceva? Ar fi, da, acum na. Ne mai trebuie și nouă, că și ei au prea mult. Aveți nevoie de această mărire? Da. Ar fi necesară o majorare a pensiilor? Desigur. Uh-huh. Și acum am mutat la țară, că în stadie mi-am crescut nepotul. Cum vă descurcați? Greu. Mi-am cumpărat și eu niște găinuțe să-mi facă câte un ou. Vă gospodăriți ca să da, mai economisiți. Da, că n-am mai stat aici, că toată pensia o dai pe regie, pe apa. Noua lege a pensiilor care a fost aprobată de guvern presupune însă un efort financiar enorm pentru bugetul statului aflat deja într-o situație financiară complicată. Tocmai din acest motiv, ministrul finanțelor Marcel Boloș a refuzat inițial să își dea avizul pe noua lege, cerând executivului să vină cu soluții. Liberalii susțin majorarea pensiilor, însă se tem de faptul că gaura creată în buget pentru acoperirea cheltuielilor ar putea fi acoperită prin majorarea taxelor și impozitelor. Partidul Național Liberal susține majorarea pensiilor din România ca fiind un demers necesar. Așezarea legii pensiilor pe sistemul și pe principiul contributivității și al echității sociale cred că este un lucru de care România are nevoie. Guvernul va trebui să găsească acele soluții care să asigure veniturile bugetare pentru plata acestor pensii și sigur că da, nu vom susține mărirea unor taxe și impozite și sau împovărarea mediului economic cu un sistem fiscal mai scump. Românii care sunt încadrați în câmpul muncii se tem și ei că această majorare a pensiilor o să se resimtă în buzunare. Afecta se împrumută ca să facă față. Credeți că v-ar afecta pe dumneavoastră în vreun fel? Poate s-ar majora taxele, impozitele, ați fi de acord? Cu siguranță, cu siguranță o să simțim. Dacă s-ar majora taxele și impozitele pentru a acoperi... Da, pentru că la prețurile care sunt și la pensiile și salariile care sunt... Punctul de pensie devine de la 1 ianuarie 2032 de lei față de 1785 cât este în prezent, iar de la 1 septembrie 2024 pensiile se majorează în urma recalculării după noua formulă. Potrivit proiectului, dreptul la pensie se obține după minim 15 ani de contribuții, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate. Totodată, urmează să se egalizeze treptat până în 2035 vârsta de pensionare pentru femei și bărbați la 65 de ani. Noua lege a pensiilor urmează să ajungă în Parlament pentru dezbatere și aprobare.